Avem un anunț foarte important de făcut și vă anunțăm din timp ca să știți să vă pregătiți biblioteca, de ce nu, pentru că Gabor Mate, autor canadian cu origini maghiare, vine în România să lanseze cartea pe care a scris-o alături de fiul său, Daniel Mate, intitulată Mitul Normalității, despre care aflăm mai multe în premieră aici la Matinal de la invitatul nostru Sorin Lucaci, scriitor, psiholog și lector. Bună dimineața, bine ai revenit la noi și îți mulțumim. Și mulțumesc mult pentru invitație. Și noi de asemenea. Iată o ocazie deosebită să povestim despre o carte despre care nu se știu amănunte mai deloc. Eu l-aș numi evenimentul editorial și cultural al toamnei sau al sfârșitului de an, pentru că într-adevăr este o carte foarte așteptată. Este o carte așteptată atât de publicul larg, pentru că Gabor Mate se adresează și publicului larg, dar și specialiștilor, psihologi, psihoterapeuți, cei care au făcut formare cu Gabor Mate. El revine, pentru că a mai fost și în luna iunie și a fost și în urmă cu 3 ani, revine în București pe 16-17 octombrie să țină câteva conferințe. Ocazie cu care vom lansa, editura Herald va lansa cartea Mitul Normalității, în care Gabor Mate vorbește despre cultura toxică, despre societatea toxică, cum facem noi să fim cumva în acord cu valorile societății. De unde vin, de exemplu, pentru că este o problemă urgentă și stringentă a societății occidentale moderne, de unde vin bolile? El analizează în această carte, pe lângă faptul că este medic și psihoterapeut, dar și cel mai important, cel mai mare specialist în adicții, în comportamente legate de dependențe, analizează acest mit al normalității. De unde vine, de fapt, care este originea cuvântului normalitate? Vine de la normă, da? Normele cumva impuse de societatea, de cultura în care noi trăim. Cel analizează practic toate aceste lucruri. Faptul că o patologie nu trebuie tratată ca un lucru individual, boala unei persoane, ci faptul că, că aici reprezintă un cumul de factori și că societatea în care noi trăim are acest rol. Faptul că stresul, de unde vine stresul? Stresul este foarte important să-l analizăm. De unde vin traumele, analizează în această carte traumele din copilărie și dacă stăm să ne gândim că stresul și traumele stau cumva, sunt factorii care stau la baza unor dezechilibre, da, din punct de vedere și psihoemoțional, dar și din punct de vedere social, atunci când vorbim de tulburări de personalitate, atunci când vorbim de comportamente deviante, atunci când vorbim despre tot felul de boli, se duce și în zona psihosomaticii. Care sunt cauzele, de fapt, cauzele bolilor? Faptul că în această cultură toxică, în această societate anormală, care este în dezacord cu propriile noastre valori personale, ce se întâmplă, de fapt, cu omul? Cum este el? Produsul cui? Faptul că omul, până la urmă, nu-l putem lua, cum am spus puțin mai devreme, nu-l putem lua cu un cumul de boli pe care el, de fapt, le-a dezvoltat în timp, pe baza traumelor pe care le-a avut din copilărie și mai ales pe baza stresului, a rănilor emoționale. El vorbește foarte mult și despre răni emoționale. Este o carte extrem de importantă pe care, iată, o scrie împreună cu fiul său, Daniel Mate, și această carte va apărea, este în tipar, va apărea în portofoliul editurii Herald. Cum spuneam, îi invităm pe toți cei care își doresc această carte și vor să fie la lansare și la conferințele lui Gabor Mate din 16-17 octombrie. Eu cred că în spațiul românesc avem nevoie de educație în această direcție. Absolut. Cred că suntem, am putea spune, n-aș vrea să fiu prea dur, analfabeți în ceea ce privește, nu știu, zona asta de răni emoționale, și de traume. Fiecare se crede, nu, sunt ok, n-am nimic. Da, da. Nu da. Cred că am nimic, nu simt vreodată că am ceva, dar de fapt anumite chestii în comportamentul nostru se trag din lucruri pe care le-am pățit la un moment dat sau pe care le-am trăit. Și că avem nevoie să înțelegem mai bine toate aceste lucruri. Este important să se facă educație în acest sens. O numesc un soi de igienă și relațională, igiena relațiilor, pentru că de cele mai multe ori bolile, și mai ales mă refer la zona aceasta psihoemoțională, ne afectează și relațiile pe care noi le avem cu cei dragi. Și atunci trebuie să vedem exact ce se întâmplă, ce comportamente, așa cum spuneai, ce comportamente avem noi în relațiile pe care le avem și de ce aceste relații se deteriorează și apoi să vedem care este de fapt cauza
rănilor emoționale, a traumelor pe care noi le avem și de ce avem câteodată senzația că nu avem nevoie de psiholog sau de psihoterapeut. Eu sunt foarte ok. Bun, dar ce se ascunde de fapt în spatele... Și ce se acumulează? Absolut, ce se acumulează în spatele, de-a lungul timpului. Că mai există acest stereotip, păi ce-ți caut eu la psiholog, păi ce eu sunt... Nebun? Eu sunt nebun, eu am probleme. Nu, se ducă cine are probleme, eu sunt bine, eu sunt și de fapt... De fapt, Gabor Mate, în toate cărțile sale, pentru că putem să vorbim aici și putem să facem legătură între mitul normalității, pentru că el se ocupă de adicții, și cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonierii pe tărâmul dependenței, publicată tot la editura Herald, faptul că în spatele dependențelor și a comportamentelor adictive, stăm și ne întrebăm de fapt ce se întâmplă. Că de cele mai multe ori oamenii vor spune, bun, consum și eu un pahar sau fumez și îmi dă o stare, să spunem, de liniște. E tot un stereotip. Îmi dă o stare de liniște, îmi dă o stare de calm. De fapt, în spatele, cum spune Gabor Mate, în spatele unei dependențe se ascunde de fapt durerea. Și noi încercăm prin aceste substitute, le-aș numi, că vorbim despre substanțe interzise, că vorbim despre alcool, vorbim despre tutun și în general despre adicțiile care ne afectează starea noastră de integritate și de sănătate fizică și emoțională, pentru că el împarte adicțiile în două categorii, benigne și maligne. Maligne sunt cele care ne afectează sănătatea și le știm și le-am menționat mai devreme, iar benigne, și ele există, sunt dependența de shopping, de jocuri de noroc, dependența alimentară, și iată, am trăit în ultimii 2 ani, vorbește și despre zona asta a pandemiei, am trăit în ultimii 2 ani foarte mult stres, foarte multă îngrijorare, foarte multă anxietate. Cu ce am umplut noi, de fapt, stările de anxietate? Cu ce găseam în frigider. Exact. Oh, da. Și acolo ne ducem în zona comportamentului alimentar, mâncatul, așa zisul, mâncatul emoțional sau mâncatul compulsiv. De ce mănânc eu, nu știu, ciocolată? Sau de ce deschid, vorba Georgiei, frigiderul? Și eu de acolo ce fac? Încerc să mă hrănesc și din punct de vedere emoțional, nu doar fizic, umplând anumite goluri. Deci, iată, ca o concluzie, trăim într-o societate, și nu mă feresc să o spun, trăim într-o societate anormală și valorile noastre personale, cine suntem noi, de fapt, atunci când ne întrebăm? Sunt eu autentic în vulnerabilitatea mea? Ce se întâmplă, de fapt, cu toate aceste lucruri? Ce mă învață pe mine societatea? Pot eu să trăiesc cu aceste norme? Pot eu să trăiesc într-o cultură toxică? De unde se trag bolile noastre? Și iată, astea sunt răspunsuri la care Gabor Mate vine în cartea Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică și de fapt ne răspunde la aceste întrebări. Și este foarte important să citim această carte și să fim prezenți la eveniment. Sunt cu atât mai entuziasmată de acest eveniment pentru că ultima oară când ne-am văzut aici la matinal mi-ați dăruit cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonier în lumea dependenței, și de acolo am observat că el are o relație deschisă cu fiul său pe care nu-l izolează de profesia sa de medic psihoterapeut, ba chiar au lucrat împreună cu anumiți pacienți care prin muzică, știu că Daniel e pasionat de muzică. Dependent de muzică. Deci el se tratează și pe sine. Și cartea Mitul Normalității și Prizonier pe tărâmul fantomelor fometate vine cu foarte multă candoare, cu foarte multă empatie, cu foarte multă compasiune și cu blândețe. De asta este un autor atât de îndrăgit și de iubit, nu doar de specialiști, de psihoterapeuți, dar și de publicul larg. Pentru că el însuși vorbește despre propriile lui probleme, despre dependențele pe care le are față de muzica clasică, petrecând ore în șir și zile în șir în magazinele de muzică clasică, unde își lua CD-uri. Da? Vorbește de asemenea și în cartea Minții Împrăștiate, tot apărută la Herald, vorbește despre ADHD copiii lui suferă de aceste probleme și le dă câteodată în cărțile sale, se dă pe sine ca exemplu, dar și copiii săi. Și iată, e o bucurie, să spunem, cu atât mai mare, cu cât această carte este scrisă împreună cu fiul său, cu Daniel Mate.
Cum arată o astfel de colaborare tată-fiu în context publicistic? E scris într-un soi ca un fel de dialog între cei doi? La ce să ne așteptăm? Are porțiuni și de dialog și fiecare vine cu perspectiva sa. Este foarte important faptul că au reușit împreună, cel puțin Gabor Mate a reușit să-l coopteze în scrierea acestei lucrări și faptul că și Daniel Mate are aplecări și cumva îl moștenește pe tatăl său și uite, este interesat de aspectele acestea legate de stres, de boli, de traumele din copilărie și mi se pare un lucru extraordinar faptul că ei scriu împreună această carte. Sunt curioasă dacă abordează și cultura aceasta social media, faptul că ni se impun anumite reguli de comportament sau anumite dorințe care sunt contrare autenticității pe care fiecare o resimțim la nivel personal și cu care ne luptăm. Ar trebui să merg în vacanța aia, dar eu nu vreau, vreau să merg la munte izolat, fără semnal la telefon. Da, dar nu-i la modă. Da, și uite ce poze frumoase a pus nu știu cine din vacanța aia în locul ăla. Da, asta cu pozele este o chestie, după cum bine știm, și are legătură, să spunem, și cu expunerea unei stări de bine, unei stări de fericire. Acum, noi nu știm dacă în spatele pozelor care sunt puse sau tuturor filmulețelor care sunt puse pe YouTube sau pe rețele de socializare, pe Facebook și așa mai departe, dacă într-adevăr persoanele respective chiar trăiesc sau de fapt ele tot așa este un soi de dependență față de social media și ele se hrănesc cumva prin expunerea acelor poze. Știi, câteodată am stat și m-am gândit apropo de adicții, pentru că și zona de social media putem să o numim adicția față de telefon, față de tabletă și în general față de rețele de socializare. Ce s-ar întâmpla dacă, printr-un exercițiu de imaginație, dacă o lună de zile, că poate o săptămână reziști, două, nu știu, în funcție de fiecare, dar ce s-ar întâmpla dacă o lună de zile nu am mai avea acces la rețele de socializare? Nu am putea să, nu știu, să mai punem poze, să mai arătăm ce facem noi prin vacanțe și așa mai departe. Știi, câteodată mă gândesc apropo de normalitate versus anormalitate în cultura, în societatea toxică. Cred că multe persoane ar intra într-un soi de sevraj. Nu pot să trăiesc fără, sunt dependent. Și vedem din comportamentul, apropo de adicții, vedem din comportamentul părinților. Apropo de exemplul față de copii, că tot a început școala. Părintele vine acasă de la job și în loc să se relaxeze, nu știu, să citească o carte, să iasă în parc cu copiii, să desfășoare tot felul de activități casnice, jocuri, nu știu, hai să gătim împreună, îl implici pe copil, părintele vine și ia telefonul. După 8, 10, nu știu, 12 ore de muncă. Copilul vede. Ce model are el de fapt? Da? Va face același lucru. Dar părintele vine după aceea și îl întreabă, dar tu nu petreci foarte multe ore pe tabletă sau pe telefon? Ba da, o faci. Bun, dar ce exemplu îți dau eu ca părinte? Fix același lucru. Da? Mie mi-ar plăcea dacă s-ar restricționa accesul la platforme o lună de zile. Eu mai simt în elementul meu. Mie mi-e greu să postez. Eu cred că sunt de partea cealaltă a baricadei. Știu că trebuie, dar nu-mi place. Și dar apropo de întrebarea ta, apropo de întrebarea ta, aș lăsa un pic de suspans. Adică mi-aș dori, am dat așa câteva scurte idei, dar mi-aș dori ca cartea aceasta și discuția pe care noi am avut-o să suscite interesul cititorilor și să afle mai multe din această carte. Sunt convinsă că așa va fi și așteptăm să revii să ne mai oferi detalii. De cu mare drag. Poate chiar venim la una dintre aceste conferințe de presă să fim și noi alături de voi și Gabor Mate. Și de Gabor Mate. Mulțumim tare mult. Eu vă mulțumesc.